Ok, salutare toată lumea, eu sunt Nerd și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Terraria, sezonul al 4-lea, alături de Paul. Salut! Și în acest episod avem noi de gând să batem Wall of Flash-ul și să intrăm într-un final în hard mode. Stai, îl batem Wall of Flash-ul, deci până la urmă. Da, în episodul ăsta îl batem. Ok. Și lui Paul i-am făcut eu toate săbile alea 4 pe care le avea, adică erau 3, le aveam deja 3 și am mai făcut acel Blade of Grass din jungle. Da. Uite, să-ți dau un cadou. De fapt mai multe. Ce? Nu mi-arunca sheet-uri, te rog eu, că nu le... N-am timp de ele. Nu sheet-uri. Vorbesc serios. Ce? 1, 2, 3... Dar știi că doar o dată s-ar putea să-l batem. Hai să... Tai că pregătesc eu puținile. Am făcut rost de 4, gen, nu fost foarte mulți demo de aia pe acolo. Holy shit, asta arată super fain. Ce aia puțină? Ce ai găsit? Da, e în chat. Păi arată bine, dar alea o să le combin tu într-o poziție mai, într-o ordine asta mai OP. Da, mă, dar și gata. Am nu știu ce fan art o să fac cu sabia asta. Sau este, arată ceva mai fain decât asta, nu cred. Băi. Sau? Stai, păi nu știu. Uite, fii atent, nu le mânca, atâta zic. Stai, să încercăm la păcăneli. ce să bag? Ce-ți costă mai puțin? Nu mai ai puținile odată ca să pot să trec și eu de partea aia. Noi bun. Dar tu ce-ți schimbi acum? Stai, să înțeleg. Și, da, las așa. Strong fire e ăla. A, băi, ți-ai cam erosit banii degeaba, știi? Noi bun. Nu ți-o mai schimba, what the fuck? Da, nu aia. Sun Fury, că acum o schimb cu Blue Moon, știi, ca să dă mult mai mult damage. Mă, tu ești prost, vino aici odată, staci. Nu-ți mai schimbă, nu ți irosești banii degeaba, what the fuck? Vino aici. Că oricum tu, săbile o să le craftezi într-o sabie mult mai bună. Nu-i sabia asta. Dar ce sabie ai tu? Mă, uite asta, nene. Asta. Ce? A, bolovanul, hai, vino. Îmi trebuie 30 de silver, te rog, n-ai? Eu mai am numai un gold. Nu, uite, ia 30 de silver. Mersi. Hai cu ceva bun. E bun. Plus 3 critical strike, decât nimic. Bă, hai, da, vino. Hai că trebuie să combini ele la 4 cu ceva, să-ți dea un item mai bun. Deci las acasă vechiul târnăcop. Restul, scuze acum că le arunc repede aici, numai nou. Deci iau săbile și le duc cu mine. Da, alea 4. Și vii aici jos la mine, unde sunt în cave. O, capa. O capa. Vii? Stai să iau poțiuni. Am luat eu poțiuni, dar na. Dar eu n-am. Trebuie să iau și eu ceva pentru mine? Nu, păi ți le-am luat eu deja, dar ți le-am mai aruncat odată, dar n-ai vrut să le iei, că-ți schimbai bonusul. Mm-hmm. Hai, că ți le dau eu aici jos. Where are you? Jos. Aici, na. Și dacă ai toate săbile în inventar și te uiți, îți apare acolo, n-ai X-Edge. Se merită? Da, se merită, ia-ți-o. Na, și aia e sabia care o să folosești de acum. Cam încetucă. Dar e cea mai bună sabie din pre-hard mode, deci na. Hai și o să mergem să batem Wall of Flash-ul. La domnul cu mila. Da, cam așa. Ai grijă când ajungi aici jos să te prinzi cu hook-ul de ceva. E tot uit că am hook, bine că mi-ai amintit.
Nu, dar serios, bă, eu zbut. Eu tot uit că există hook în joc. O pleca și traveling merchant-ul. Da, vrei să iei ceva, da-i? Păi m-am uitat, avea numai sheet-uri, deci știi, na. Știi că eu nu mai am recall potion sau ceva. Păi nu-ți trebuie, adică, nu. De, poate, poate găsi mai, vino. Trebuia să-ți fi luat de acasă, că erau acasă plin, dar na. Ai grăbit. Uite, bă, suliții de la sulițător. Da, păi l-am omorât eu pe drum. Uite, în stânga vezi că e ieșirea. Am mai dat de un sulițător, dar lasă-l în pace. Unde ești? În stânga, iau în stânga, în stânga. După aia de lavă, mai în stânga, mai, așa, acolo e o gaură. Bun, intră în aia și pici aici jos. Ok, I'm here. Na, ia ăstea, vezi să nu le bagi. Încă. Așa. Na, și hai să mergem. Vezi că alea n-ai cum să... Adică îți dă melee damage pe ele. Nu, no, throwing. Na, n-ai cum să le folosești. Acum trebuie să mergem doar la final acolo să... Na. Da, mă, e numai 17 damage, nici n-am de gând să le ții. Na. Acum tot ce avem de făcut e să ajungem la finalul platformei, care e gigantică. Deci ar fi tare, random potion să schimbe, să nu fie random, gen să pui pe hartă unde vrei să te teleporteze. Ar fi OP așa. Da, nu chiar, ar fi numai folositor. Păi da, da, na, te putea teleporta și un boss fight așa, na. Adică? Adică te bați cu un boss, vezi că mori și ca să nu mori te teleportezi repede, știi, și na. Da, să fie blocat în boss fight. Ce? Na, aia, crezi că se gândesc că ăștia care au făcut jocul atâtea. Uite, am mai găsit un cookie din aia aici. Da, aplicat-o. Ce așa de complicat? Magma Stone. Ce gen, să blocheze și la templu, să pună cum ar veni bariere, să nu se poată teleporta acolo. Numai pe lângă. Prea mult de făcut pentru aia, crede-mă. Sunt cam lene și mă gândesc, n-ar face așa ceva. Da, tu aici te-ai oprit cu platforma. Crezi că... Terraria, dacă zic bine, indie game, nu? Da. Atunci e leneș. Da, na. Vrei mai lungă? Nu, e ok. Dăm buff-urile și spawnăm? Da. Ia. Mi-e frică, dar... Wow, o pica pe lungă. Da, hai că vine. Eu deja am spus jumate mur. Na, e acolo tipul. Tipul. Na. Dar ce fac, băi? Păi tu aștept, fugi și dai în ochii aia care sunt. Așa ceva, eu folosesc Sun Fury ăsta. Păi dai cu Sun Fury, nu am. Eu tot ce am de făcut e să fug și să, mă rog, ca minionii mei să facă toată treaba. Pentru mine. Doamne miluiește, minionii să dea un wall of flesh, să nu murim și să trăim. Ce zgomot e ciudat te face tipul. Să știi, dar ăla de loc. Da, ăla e el mai ciudat e ăla, jur. În ce trage ăsta, bă? Acum ai putea să dai cu sabia în el, știi? Și să dai așa, să dai cu sabia și să fugi. Oi! Nu, că dacă mă atingi, îmi dă foarte mult damage. Atunci dai cu fel, Fury-ul. Sincer, nu dar mi-e nimeni să știi că chiar dau damage, nu mă așteptam să dea așa tare în el. Da, bă, eu nu înțeleg conceptul de Wall of Flesh, adică... Peretele de... Uite că vomită cu viermi din aia, vezi, care aruncă în tine, atunci așa da. Face zgomotul ăla. Nu, mă refer, adică de ce dacă, gen, omoră ghidul, vine Wall of Flesh? Da, e cam ciudat. Că, what the fuck? Bă, să nu spui că se gata. Acum prinde viteză, că e low HP. Și aia este, dai. The ancient spirits of light and dark have been released. Ok, deci acum am intrat în hard mode oficial. Deci ghidul a fost un fel de semi-uman, demon, înger sau ce? Ceva de genul, probabil. uite, am făcut rost de masca asta, de la el. Ia? Yeah? Ah, da, arăți de parcă ai și pon hammer-ul, care, na, ăsta îl folosim să spargem altarele. Dă-mi mie masca.
Dacă tu o vrei. Problema e că acum sunt mobi foarte OP și noi nici n-am făcut încă 400 HP, știi? Păi ce zicem acum? Da, cu limba aia scoasă așa, foarte ciudat. Na, păi ai bani la tine? Da, un gol și câteva chestii. Dă-mi-l mie și aruncă-te lavă ca să viaja, să vii acasă. A. De fapt, da, bine gândit. Da. Du-te acasă, adică omoară-te ca să ajungi acasă. Și să-ți iei cu tine recall potion-urile, să nu mai uiți. Pentru patrie mor. Rip. Rip Paul a murit în lavă. Ia să văd unde te găsesc acasă. Și tot așa am pescuit niște crate-uri și acum e momentul să le deschidem. Duș. Dar vin din lavă, na, uite. Dar nu-i trai de data, mă, cu mine, perversule. Gata, am luat, am făcut duș, hai. Hai să deschid, acum fac case opening. Ok. Case opening. Dar ce e acolo? Uite, mi-a picat asta. Cu care putem să dăm o zi în față, fii atent. Ia uite cum trece vremea. Ce e? Wow. Ce? Aparent toată lumea dă o petrecere. Și ce face chestia asta? A, păi cu chestia aia, gen, se dă speed aplauzii. Nu, petrecerea. A, petrecerea? Păi asta e un event ceva. Da, dar ce mai e special? Nu cred că e special, cu ceva e așa de, na, să fie. Bun, deci am câte... Avem 12 titanium bar. Păcănele! Unde e ăla? Asta e că n-am bani, că-s la tine. Unde-s banii? Vreau să pun pe asta nouă. Nu. Vino aici, ia-i. A, da, mă, unde? N-avem ceva iteme scumpe să putem vinde. Trebuie să avem ceva. Păi sunt, dar nu le-aș vinde. Adică vinde-le dacă vrei. Dar ce să facem cu ele? Da. Noi trebuie să mergem după să spargem altarele de alea. Ai primit pe un hammer? Da. Dar este șansa să nu-l primești? Nu, îl primești mereu. Este șansa să-ți pici niște embleme care o să, pentru el o să trebuiască să mai farmăm ceva la Wall of Flesh. Păi, unde e Hellforge-ul? Că nu da de el. E jos. L-am schimbat cu Forge-ul normal. Stai. A, vrei să le vinzi? E 66 de silver. Se merită? Nu știu ce să zic. Eu o să mă duc să sparg de-alea. Nu se merită, sincer. N-am ce să vând bani. Unde e tipul? Hai vino. Că na, acum mai ales că o să spargem altarele, o să se extindă și corupția și na. Massive Knight's Edge, plus 18% size. Îți mulțumit, nu trebuie altceva. Parcă văd că iară știi tu. Ce? Dar să știi că l-ai arătat goldul care l-am avut. Dar acum nu mai avem bani, suntem săraci. O să trebuiască să farmăm la... Mai avem 11, mă. Gold? Da. Ah, ok. Na, bagă-l în pușculiță, să nu-l pierzi. Eu mă duc să sparg altarele. What? Ah, uite, am găsit hello. Fine. Poate găsim ceva pixuri pe aici. Unde ești, bă? În stânga. Da, la 2000 și ceva de metri, bine. La flori, nu vrei. Ce flori? Expresie, mă. E. Uite, a apărut ghidul înapoi. Dar stai că minionii mei acum nu prea mai se descurcă cu mobii ăștia, că ăștia-s mai OP. A unde îs? Îs în corruption aici. Stai. Mai sus trebuie. Uite și tu ai un balon ceva pe cap, adică, uite ce cu părul ăla? Îți place cum arăt. Și ce cu baloanele până la urmă? De la party. Uite, ai auzit și tu? Ce?
Zgomotul ăla, sau ceva de genul. Nu. Omoară ăla. Bun. Am o coroniță de petale pe cap și wow, este wow, balon. Wow, 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 stai. Atâta tot. Mie-mi place să-ți schimb tot timpul vanity, dacă n-ai observat. Da, și mie-mi plăcea, dar am zis, hai că las așa. Palladium. Perfect. Mitril. Batem și am urmă aia. Ce urmă? Aia. Asta e când am bătut-o deja. Da, bătusem. Edmentite. Palladium. Stai că apar ăștia care sunt mai greu de bătut acum. Hai apăr mă cât timp sparg astea. Ce? Da, rip. Ia gold-ul, bă, că acolo sunt banii. Ai auzit? Da. Dar cum a murit așa de repede? Păi, da, mob din hard mode. Tu ai vrut? Hai că dăm rush, că nu se întâmplă nimic dacă dăm rush, nu? Da, am zis că facem cum vrei tu. Păi, am zis că hai că fac cum vrei tu, că după dacă zici că facem numai cum vreau eu, e plictisitor jocul. Hai că am reușit să sparg totuși alea. Deloc! Am zis că facem cum vrei tu, că tu te pricepi. E faza că avem și foarte puțină viață, avem abia 260 HP și cu cel puțin 400. Tu ai crezut că eu mă plictisesc, că faci numai ce vrei tu? Nu, da, na. Stai shop? Da, nu am eu bani. A, uite, baloane, lol, de la asta, da, acum văd. Balune animal, vanity, uite. Dar n-am bani să-l cumpăr, că am eu picat toți banii pe jos, mie. Da, acum mă duc după ei. Paul in the rescue mission. Uite, și fundal de la fain că bate vântul. De fapt e furtună, dar în fine. Eu mă duc să minez niște... Stai cât am filmat? Am filmat deja 17 minute. Oprim mai filmarea acum sau... Mai las, mai las. Na, păi eu mă duc să văd ce pot să minez pe aici. Dacă găsesc ceva de minat. O să spar și asta. Mitril, ok. Am dat the fairy world. Stai că sunt de ăștia și în cave. Bun. Da, știi, e stupid că Fairy World a trebuit să fie inofensiv, dar nu-i. Da, te atacă, ai fază. Și unicornul e posedat. Sau așa ceva. Dar chiar că poți să îmblânzi unicornul? Nu. Adică îți pică un fel de... De la el îți pică un... Chestie care poți să călărești unicornii. Un chestie. Nu mai știu cum se chema, na. O venit râma cu ochi. Mor. Da. E prea înceată sabia asta, bă. Și gen, ai avut dreptate, adică murim foarte repede aici. Ba nu. A, uite, am găsit ăla, lol. Era un... știi că am vorbit noi despre Duke Fish Run. A murit. Da, rip. Na, și de, pentru ca să-l spawnezi pe ăla ai nevoie, e un vierme care trebuie să-l prinzi. Și ceva, dă-l încolo de gold. N-ar, ce ne facem acum? Păi ne chinim să supraviețuim și să facem rost de minereul ăla ca să ne facem armurile mai OP. E ce ne pușcă dinamita? Bă. Da. No, vin în casă? Sau unde ești tu acum? Bă, sunt la mine, caut minereul de ăla. Bă, dar nu merei fără mine. Ufiți gan. Stai că nici eu n-am găsit, aia e problema. Dacă aș fi găsit vreo bucată de ceva minereu mai diferit, dar încă n-am găsit. Nu, n-am găsit. Numai tungsten și minereu de ăsta care, na. Na. Îl găsești pe oriunde. N-am găsit Palladium până acum. Where are you? Caut minereu de la nou. Dar vrei să dai tip pe mine sau vii pe picioare? Nu vin pe picioare că vine zbor.
A, bă, eu nu mi-amintesc să pe hard mode să-mi dea atâta damage ăștia pe telefon. Sau, de fapt, stai, că acolo avem altă armură. Ce armură avea acolo? Da, de fapt, stai, că și asta e de sărăcia, de... Ce ai zis că e? Armura ta care o ai acum e cea mai bună de melee care o poți avea în pre-hard mode. Deci ar trebui să rezisti mai bine pe mine. Da, numai nu am accesorii defense, nimic. Da, păi eu am puține cu defense, adică na. Dar nici eu n-am. Ia să zic. Bă, dar nu găsesc nimic palladium pe aici. Știi că blade-ul care l-am primit de la Hollow Flesh e mai bun decât ăla care l-am făcut noi. Da, ce asta, blade? Average speed, average speed, e la fel. Asta. Ai primit, ți-o picat la Wall of Flesh? Da. Și ai de gând să o folosești pe aia? Da, da, ai nevoie să-ți faci Terra Blade, de aia ai nevoie. Da, 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 uite, vezi, stai, stai pe loc. Vezi, asta e atâta, dar uite ce mare e asta. No. Acum regrezi că ți-am făcut-o? Nu, nu mă zic, că nu cred că o să folosești pe aia. Ce e ăla? Armored Viking. Uai, deci prima dată când a dat Viking, m-a rupt. La început, dar acum aia-s de pre-hard mode, mi se pare, Viking. A, uite, am găsit primul mineral. Prima dată când am jucat pe o lume, am dat de Viking așa, random, în Ice World. Am găsit primul mineral ăsta, nu știu de care, cred că e Mithril, dacă nu mă înșel, sau? Stai. Da, e Mithril ăsta, dar da, am nevoie de un pic. Bă, dar până la urmă, ajung la concluzia că asta de cu albinuță, chiar dacă dă numai 33, e tot mai bună, pentru că are very fast speed și la aproape orice mob îi dă confused, gen mere invers. Na, păi folosește pe atunci. Nu știu, e foarte confuz, sincer. Ce-i minereul ăsta mov, care zici că vă maci? E Mithril, e de tot minereul ăsta de hard mode, dar nu o să-l poți lua. Sau poți? Nu. No. Nu. Nu, oh, întrebam dacă e bun. Avem nevoie de palladium, ceva mai mult palladium, dar nu, hai să căutăm. White Imity când, de nu știu câte ori m-am mânecat sub gheață. Acolo e gol, hai mai jos să minăm. Asta e, de cât filmăm? 22 de minute. No, mai filmăm până la 25-28. Ok. Big cakes, pow. Nu cred că este ceva acolo. Nu-i nimica. Mici aici. Vezi ce rapid minăm așa. Știu, asta zici, pickaxe power. Uite bă, cufăr. Ah, ice skates. Nu-s folositoare. Hai să vedem în partea asta, că văzusem ceva lumină. Lumina vieții. Da, na. Dar chiar, că deși nu bem din aia puțin, ne dai ciungă. Păi... De fapt, mai bine o duceam, da. Aia dacă e bem un episodul viitor, să vedem. Silver bullet. Uite aici un mob de ăla care face lumină. Am 20 de alea de... Ce era? Ice Elemental. Ice Elemental. E de hard mode, boss. Adică ăsta, minion. Mob. A, uite și Medusa. Bă, ho. Vezi că ce chestii sunt acolo. Da, stai că las minionii să se bată cu ei. Au, stai că ne dai damage. Se ocupă minionii, sper. Ce-ți trebuie un yo-yo neapărat. Ce-mi trebuie? Bun, hai că s-au ocupat minionii. Ai zis că-mi trebuie. Un yo-yo. Da, am yo-yo, dar noi l-am zis. Un yo-yo mai bun, atunci. Uite, Medusa s-a blocat acolo.
M-am pietrit, nu știam de ce mă vom mișca. A, rip, am murit. Dacă vrei, du-te unde eram eu, că era E3 Gold, dacă vrei să-l iei. E medusa aia acolo, tâmpită, cum fac? Păi, nu știu, trebuie să o mor. De-aia am zis că ai nevoie de un yo-yo. Hai acasă, adică ai recall potion. Am soliții, stai. Abi și javelinul ăla, ce-i. Știi cum fac? Tactică, să stai. Hai să încheiem episodul, că nu mai avem, na. Ce faci, adică poate... O să dai spec pe mie? Ah, lol. Nu, da, nu pot să dau spectate pe tine. De tu vezi cât mob și spirit duși pe ei. Stai. Sunt foarte mulți, aia e de ea. M-am prins. Cred că ăsta e ultimul. Păi, eu n-am ce pierde prea mult, sincer, nu mă fac. Hai acasă să închem și noi episodul, omoară-te sau nu. Stai că-i medusa asta să nu se mai uite la mine urât. Oh, fuck. Hai, dacă trebuie să ești aici, ajută-mă, că am omorât meduza. Am înghețat! Te-a înghețat meduza? N-ai omorât-o, e acolo jos. Am murit. Ba nu, n-am murit. Ajutor, te rog, nu mă lasă să mor. Dă-i heal. Am dat. Dar sunt un one heart. Mersi că ai venit. Dar nu cred, mă nec. Nu cred. Du-te. Du-te, puii mei. What the fuck. Deci chiar s-am gata. Gata, mă da troll total. Na, păi, noi o să chem aici. Carmel la banii. Da. Noi o să încheiem aici acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și vreți episoade în continuare, nu uitați, apăsați acel buton de like pentru mai multe episoade și, na. Eu am fost Nert, el a fost Paul și vă salutăm aici, bătaie cu Blood Moon. Pa, pa! Pa, pa!